Marius Mudică și-a permis să fie generos la finalul partidei cu oțelul. Echipa sa câștigase partida și cel poreclit Șumigol a devenit altruist. Este un oraș frumos, un oraș cu un teren bun și din punctul ăsta de vedere este o fostă campioană și doresc din suflet, fără niciun fel de ironie, să rămână în prima ligă și să se salveze. Șumudică a făcut o paralelă interesantă între Concordia și oțelul, două formații care și-au schimbat masiv efectivele în această vară. Și la noi, vedeți, astăzi am jucat cu iară 7-8 jucători noi, eu am adus 14 jucători noi, nu este ușor, nu mi-e nici mie, cum probabil nici antrenorului advers. În momentul în care aduc jucători noi, nu vorbesc aceeași limbă, trebuie să adapteze cu alimentația, trebuie să adapteze în momentul în care, în primul rând, relațiile interumane între ei sunt greu de realizat, dar pe teren are nevoie de timp și toată lumea este nevoie de timp. Dar uite că nu te așteaptă rezultatele în momentul în care anul ăsta retrogradează 6 și nu faci rezultate. Dacă încep mai târziu să apară rezultatele pozitive, deja nu mai au valoare. Concordia și Oțelul sunt candidate la retrogradare și rămâne de văzut dacă măcar una dintre ele va putea să scape.